Bună tuturor celor din Zodia Leu sau care aveți ascendentul sau luna în Zodia Leu și bine v-am regăsit la citirea despre iubire în intervalul 1-15 martie 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, puteți să un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din tot sufletul. Haideți să vedem și mesajul suplimentar. Avem o regină de spade. Posibil ca voi, unii dintre voi, ori să aveți un contact cu o persoană de ARG, în semn de aer, gemen, în balanță vărsător în perioada următoare, ori să vă schimbați atitudinea față de o persoană sau o poveste de dragoste și să fiți un pic mai raționali, adică nu vă mai duceți în punctul ăla de visare, ci veți analiza la rece ceea ce se întâmplă între voi și o anumită persoană. Și vă văd un pic cam stricție, aș putea să spun, în anumite legături amoroase. Energia principală vine cu soarele, deci poate să fie mai frumos. Veți străluci la propriu, veți atrage atenția asupra voastră și veți trata sau apare foarte multă căldură, foarte multă emoție pozitivă și o apropiere între voi și o anumită persoană sau o mai bună înțelegere cu persoana iubită, o fericire Poate veți de face cu un alt leu, unei dintre voi. Ia să vedem. Multe amintiri <coughs> vă răscolesc, multă nostalgie, dar și un ușor sentiment de trădare, dar aici nu cred că este vorba de trădare, ci mai degrabă de manipulare emoțională. Voi veți fi cei care vă veți atinge un scop din punct de vedere emoțional, pentru că mi pare îndrăgostirea cuiva de voi sau o reușită pe care veți avea în planul amoros. Puteți avea de-a face și cu semne de apă, rac scorpion sau pești. Cred că cineva o să încerce să vă atragă atenția. Pare și sentimentul de trădare, să nu cumva să fie un trio amoros sau să se nască un trio amoros. Sunteți un pic stresați de un posibil început sau de a schimba sau de a o lua de la zero, poate în anumite situații. Poate vă ia ceva timp ca să construiți sau să îmbunătățiți o situație. Ajungeți într-un punct mort. A, ah, ce frumos! Scăpați de suferință, gelozie, disperare, nu vă mai stresează o anumită persoană care avea această energie față de voi sau voi dacă ați avut o perioadă în care, nu știu, ați intrat în panică din punct de vedere amoros, că vai, nu mă bag persoana iubită în seamă, nu reușesc să am o conversație cu acea persoană, nu reușesc să-mi îmbunătățesc relația, căsnicia, se pare că lucrurile acestea se vor distruge și mi-apare foarte multă comunicare. Ce ai pe suflet, luna și motivul acestei stări, șaptele de bâte. Poate vezi de face și cu zodia pești. În sufletul vostru poate este o persoană în zodia pești sau apare o teamă, frica de, a, de rivalitate. Starea pe care vă dă această situație sau Motivul acestei stări are legătură cu o altă energie care intervine în viața voastră sau cu o luptă de a câștiga atenția cuiva, iertarea cuiva. Să scăpați de singurătate sau să fiți băgați în seamă de persoana pe care voi o iubiți și parcă acea persoană se uită într-o altă direcție, dar veți străluci. Deci veți străluci la propriu și văd lucruri care vor veni către voi lent, dar sigur veți găsi acele oportunități, acele soluții, acele, acele idei. Uh, unele mai ortodoxe, altele mai puțin ortodoxe, să spunem așa între ghilimele, pentru că văd foarte multă tentație ispită, deci veți face ce știți voi mai bine pentru a atrage atenție pe iubite care va fi un pic confuză în legătură cu voi. Probabil nu o să știe ce simtă, ce simte, ce trăiește. Pare a fi și o, o nouă abordare, o nouă situație. Uh, se vor distruge poate anumite lucruri care. Crea o, crea o bucurie, dar o, o bucurie limitată, poate v-ați simțit prins într-o capcană, vă eliberați acele lucruri. Ce ascunde? Ce ar vrea să, să vă spun acea persoană? Și nu poate. În adevăr, aici mi-apare faptul că o să iasă la iveală printr-o idee sau pur și simplu. vine către voi acea situație. Faptul că vă dorește, faptul că încearcă să vă controleze. Dar să știți că ce ascunde un adevăr în legătură cu voi, o indecizie, o alegere în dragoste, dorința de a deține controlul, nu poate să vă stăpânească această persoană, nu poate să se stăpânească în preajma voastră această persoană. Asta ascunde, încearcă să pară dură, dar nu vă, nu vă face față. E o greutate, e o tentație mult prea mare. Asta vă, vă ascunde, asta nu poate să vă spună că îi intrați, i-ați pătruns în suflet, în gând, în inimă, în tot și are multe momente când se culcă cu gândul la voi, mă rog, nu se culcă, doarme cu gândul la voi, da? Și se trezește cu gândul la voi și parcă abia așteaptă să aveți o conversație, să vă întâlniți, să petreceți timp împreună, să vă analizeze mult mai bine, poate, ce vrea această persoană, de fapt, un echilibru, o înțelegere, poate să de face și cu de săgetător, are... Această persoană vrea să aveți răbdare pentru a-și înțelege sentimentele. Pentru că văd persoana îndrăgostită, dar e un pic nemulțumită această persoană din cauza unei relații neterminate. Nu poate fi cu voi întru totul din cauza acestei situații. Își dorește să fie cu voi, are sentimente pentru voi, dar trebuie să încheie un capitol din viața lui sau din viața ei. Și da, va face o alegere în perioada aceasta, 1-15. Și cel mai probabil o să vă transmită ce vrea, de fapt, într-un mod sau altul, pentru că văd o persoană care are multă răbdare, poate prin anumite gesturi față de voi, o să vă arate că sunteți importanți pentru el sau pentru ea. Își asumă niște angajamente față de voi, uneori se va comporta dubios, între ghilimele, prin conversații, prin interacțiunea pe care o veți avea cu această persoană, și așa o să vedeți când, de fapt, s-a cam implicat în relația aceasta și își dorește ceva mai mult, dar trebuie să încheie mai întâi ce are neîncheiat. Ce se va întâmpla între voi? Nu început te uitați câtă pasiune, câtă dorință. O luați, o luați de la capăt. Poate fi vorba și de o împăcare pentru unii dintre voi în anumite situații, de o alegere. Poate sunteți favorizați, poate aici este o legătură mai complicată, unde sunt mai multe persoane implicate și se va alege, se va face o alegere pentru că văd multă maturitate în legăturile amoroase, dar să știți că aici văd niște legături care se vor închega mult mai bine prin comunicare, prin interacțiune. Și asta o să faceți, o să comunicați. Și, și aceia dintre voi care nu comunicați cu persoana iubită, să știți că o să existe mult mai multă comunicare și mai multă apropiere din punct de vedere emoțional, chiar anumite împăcări. Mai sunt anumite persoane care nu se schimbă sau nu vor ieși dintr-o relație pentru voi momentan, dar este un start, da? este un început de relație, este un început de a vă implica unul în viața celuilalt. Ce va apărea pe neașteptate. Cavalerul de spade hmm, poate să fie o ceartă, poate să fie o acțiune foarte rapidă care va avea loc, ceva care apare spontan, vă ia pe surprindere, poate aveți de face cu un semn de aer gemen balanță vărsător, o veste, o veste care vă lasă muți de uimire, poate veți de face și cu semne de foc, berbec, leu, săgetător și mai avem și zodia pești, o veste care vă lasă fără reacție, dar creează o oarecare suferință să vedem de ce e această suferință. Dar nu este a voastră această suferință. Cred că este mărturisirea persoanei iubite care vă spune de fapt ce trăiește, ce are în suflet, pentru că are legătură cu trecutul, da. Începe să aibă încredere și vă spune niște lucruri. Nu vă mai manipulează, ci va rupe anumite bariere. Nu se va mai lăsa greu, pentru că văd că vine cu niște vești bune, adică vine cu o deschidere către voi. Poate asta o să vă uimească că sunteți obișnuiți într-un anumit fel și persoana aceasta vă mărturisește anumite lucruri personale sau pe care nu le discută cu toată lumea. Și mi-apare după, după asta o stație constantă și parcă sunteți în așteptarea unor schimbări pozitive în relație de cuplu și cred că vă luptați aici cu un dușman, cu o dușmancă pe partea emoțională. E un atac aici energetic pe o anumită relație, dar dragostea învinge la voi pentru că văd o satisfacție enormă. Vor mai fi momente în care simțiți nevoia de a vă retrage, de a sta voi cu voi și vă sau de a vă înțelege mai bine, dar văd și foarte multe declarații de dragoste și cred că noi capitole care vor începe în viața voastră. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!